Binecuvântat și slăvit să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și puterea cea mare a Duhului Sfânt. Amin. Spun, frați și surori, haideți să deschidem Sfânta Carte, Biblia, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, și vom citi doar un singur verset, versetul 16, pagina în Sfânta Scriptură, 984. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aleluia. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Care și în dimineața aceasta și-a înnoit bunătatea față de noi. Aleluia. Și ne-a mai hrăzit o zi de viață ca să putem să ne bucurăm împreună la picioarele Lui. Cu siguranță că în dimineața aceasta puteam să fim în oricare alt loc. Oricare dintre noi puteam să fim în altă parte. Unii oameni se duc în excursie, se duc de vacanță. Se duc să se distreze, să-și spele picioarele și trupurile în mare. Alții se duc, eu știu, la iarbă verde. Alții se duc în locuri întunecate. Unii dintre noi puteam să fim pe un pat de suferință astăzi. Unii dintre noi puteam să fim într-o închisoare. Sau și mai rău, puteam să fim în țărâna Pământului. Dar faptul că suntem astăzi în casa lui Dumnezeu, aici, îi numai harul și îndurarea Lui. E numai harul și îndurarea pe care și-o înmulțit-o și astăzi față de noi. Așa cum zicea fratele păstor, noi n-am știut că vom veni aici în dimineața aceasta. N-am știut că vom fi aici în dimineața aceasta, dar Dumnezeu cel viu și veșnic, mărit să fie numele Lui, Aleluia, care cunoaște toate lucrurile. Aleluia. În dimineața asta, când s-a trezit fratele, au zis așa, nu numai de seară vom fi la Monță, ci și de dimineață ne vom duce acolo. Și a zis, mărit să fie numele Domnului. Amin. Fratele păstor, cu curaj, spunea că o să mă prezint singur. Numele meu este Mihai Costinaș. Vin de la Lugoj împreună cu fratele Ioan din aceeași zonă. Și până în urmă cu 10 ani de zile am fost slujitor preot ortodox în Biserica Ortodoxă. Dar de 5 ani de zile Dumnezeu s-a îndurat de viața mea. Aleluia! Și dintr-un om care mergea în întunericul cel veșnic împreună cu alții, Dumnezeu s-a hotărât și m-a scos din întunericul acela. Și m-a pus să mă duc să le vorbesc oamenilor despre minunile Lui. Și despre acest Dumnezeu care trăiește și e viu, slăvit să fie numele Lui. Și mi-a zis să mă duc să-L slujesc în Duh și în adevăr, slăvit să fie numele Domnului. M-am născut într-o familie de creștini ortodoși, undeva în nordul României, în Ardeal, aproape de orașul Zalău, la polele munților Meseș. Și mi-aduc aminte atât de frumos de acea zonă, de copilăria mea frumoasă în care am trăit lângă părinții și lângă bunicii mei. Era cel mai frumos lucru pe care mi-l aduc aminte, că trăiam cu bucurie și aveam multă dragoste din partea lor. Primele imagini pe care mi le aduc aminte din viața mea de copil sunt imaginile a două femei plecate pe genunchi înaintea unui pat, cu probada legată pe cap și stând și rugându-se, și acestea erau mama și bunica mea. Cele mai importante femei din viața oricărui copil. Pentru că ele sunt cele care pun sămânța. Ele sunt cei care învață pe copil de mic. Atunci când îi legănat la sânul mamei, copilul aude glasul ei și cântarea ei. Și vocea ei blândă. Și mama îi pune în mintea lui și în sufletelul lui tot ceea ce e mai frumos. Și când începe să mai crească, bunica îl ia în brațe și îl pune pe genunchi și îl învață să se roage. Îi pune în inimă și în suflet sămânța aceea de omenie și de bun simț și de ascultare. Și toate lucrurile astea le-am primit și eu atunci din fragedă de copilărie. Dar m-am dus la școală și acolo am început să învăț alte lucruri, dragii mei. Am început să învăț că omul
nu este creat din Dumnezeu. Eu acasă și la biserică, când mă ducea mama de mânuță și în brațe la biserică, auzeam întotdeauna că la noi în casă era un cuvânt minunat. Cuvântul Dumnezeu se rostea cel mai des. Eu așa am crescut cu cuvântul acesta în casă. Mama și bunica erau ostășițe. Erau membri în Asociația Oastea Domnului. Și în casă la noi veneau frați și surori din alte părți. Și făceau rugăciuni și cântau spre slava lui Dumnezeu zile și nopți. Și am văzut lucruri mari și minunate, slăvit să fie Domnul. Până la 4 ani eu n-am vorbit. Acum văd că toți copiii vorbesc și țipă și strigă. Slăvit să fie Domnul. Că din gura lor Dumnezeu săvârșește laude. Eu până la 4 ani n-am spus nimic. Dar la 4 ani am început să vorbesc. Și primul cuvânt care l-am rostit nu a fost nici mama, nici tata. Că se speriau a mei că nu o să vorbesc niciodată și nu o să audă cuvântul ăsta. Și primul cuvânt pe care l-am rostit a fost cuvântul Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și acest cuvânt m-a însoțit toată viața. Și acest cuvânt, această putere, a hotărât ca într-o zi să mă smulgă din întuneric și să mă pună în lumină, slăvit să fie numele Domnului. Aleluia. Am crescut și m-am dus la școală, așa cum vă spuneam, și acolo m-am învățat că omul îi provine dintr-o fiară, din maimuță. Și eu n-am fost de acord cu asta. Pentru că eu am auzit și la biserică și acasă că omul îi chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că omul e din Dumnezeu și nu are nimic cu o fiară. Și eu n-am vrut să cred asta și eu chemam pe părinți la școală că n-am fost de acord să vadă din ce familie provin. Și mi-a zis, mama, ai grijă cum vorbești, acum sunt niște rânduieli care trebuie păzite și n-ai voie să spui anumite lucruri. Și la un moment dat, când ne-a întrebat la școală, care ne ducem la biserică și ne închinăm la Dumnezeu. În toată clasa cât eram, că eram vreo 30 și ceva de elevi, s-au ridicat 4 în picioare. Dar eu n-am fost între aia 4. Pentru că m-am temut să spun că mă duc la biserică și mă închin la Dumnezeu. Deși mergeam în fiecare duminică și sărbătoare și mă închinam la Dumnezeu. Ba câteodată mă mai fura mătușa, sora bunicului meu și mă duceam la adunarea fraților baptiști. Și țin minte că acolo am recitat pentru prima dată primul psalm din viața mea, slăvit să fie Domnul. Nu știam când va aduce rod acest psalm. Dar peste ani de zile Dumnezeu și-a proslăvit numele, slăvit să fie Domnul. Și n-am vrut să recunosc atunci și nu m-am ridicat în picioare. Și vreo 2-3 zile m-am dus acasă și eram tulburat. Și mama mă cunoaște așa de bine. Orice părinte, orice mamă, orice tată își cunoaște copilul, spunea fratele mai devreme. Că nimeni nu ne cunoaște mai bine decât tata și decât mama. Decât unul singur ne cunoaște Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și mama m-a văzut așa tulburat și a zis, dragul meu, ce ai făcut la școală? Că te văd tulburat și necăjit. Ai luat o notă slabă. Și am zis, nu, mamă. Eu toată viața mea am fost un copil ascultător. Am învățat bine. Am fost premiat la școală de timp. Nu mi-a fost nimeni în față. Și a zis, dacă ai bătut cu vreun copil? Și am zis, nu. Dar ce ai făcut? Și n-am vrut să spun nimic. O să las că-mi spui tu. Și au trecut vreo câteva zile, dragii mei, și n-am mai suportat. I-am spus, mamă, am făcut ceva rău. Ce ai făcut? Și am zis, eu cred că nu mai cred în Dumnezeu. Și am zis, nu se poate, cum spui tu lucrul ăsta? Și am zis, uite, ne-a întrebat profesora la școală, care ne ducem la biserică și ne închinăm la Dumnezeu. Și din toți copiii din clasă nu s-au ridicat decât 4. Copiii lui pocăit, așa lui pocăitul, și eu n-am fost între ei. Și o zis, mama, rău ai făcut. Că și eu și bunica, întotdeauna te-am învățat să te rogi la Dumnezeu. Aleluia. Și că noi credem în Dumnezeu și ne închinăm la Dumnezeu. Aleluia. Bunica, când am plecat la școală, mi-a dat o carte mică de rugăciune și a zis, din cartea asta să te rogi întotdeauna. Ca Dumnezeu să te ajute să înveți bine și să fii un copil bun. Toată viața mi-am dorit să vin, să fiu cineva, să ajung cineva sus. Și m-am pregătit pentru asta, am învățat bine la școală. Am vrut să devin un mare sportiv. Mi-a plăcut așa de mult fotbalul, cum le place acum la copiii ăștia mici. Jucam la 6 ani ca ăia mari și mă băteau și mă trimiteau acasă. Și am zis, trebuie să fac un sport mai dur, să-i bat eu pe ei, că nu mai pot pe ei. Și 9 ani de zile m-am pregătit într-un sport foarte dur, numit judo. Și am fost vicecampion balcanic și campion național. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că toate diplomele și cupele și medaliile care mi erau plini în cameră, nu mi-au dus nicio satisfacție niciodată. Pentru că numai o singură diplomă îți dă satisfacție. Numai o singură diplomă îți arată ceea ce ești. Și diploma aceea îți dă unul singur. Dumnezeul cel viu și adevărat. Și pe diploma aceea știți ce scrie? Salvat, iertat și mântuit. Măriți să fie numele Domnului. Și am ajuns pe la vârsta de 15 ani. Eram respectat de colegi, de prieteni.
La 15 ani s-a întâmplat ceva. Pentru că Dumnezeu atunci când are un plan cu cineva, să nu credeți că o face așa, direct, taie. Dumnezeu face treptat lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Important e, așa cum zicea fratele Adrian mai devreme, să luăm seama, să deschidem ochii. Doamne, dă-ne lumină. Să vedem lucrurile așa cum trebuie. Dar până nu-ți ia Dumnezeu pânza aceea de pe ochi, până când nu hotărăște Dumnezeu clipa aceea și ceasul acela, omul este în întuneric. Indiferent câtă școală, indiferent ce pregătire ar avea, până când Dumnezeu nu hotărăște clipa aceea, omul este în întuneric. Și la 15 ani s-a întâmplat un lucru care pe mine m-a bulversat. Mi-a schimbat viața. La 15 ani l-am pierdut pe omul cel mai important din viața mea. L-am pierdut pe tatăl meu de pe pământ. Omul care pentru mine însemna totul. Omul în care eu am văzut absolut totul. Pentru că era omul cu care puteam să vorbesc orice. Puteam să-i spun orice, el mă asculta întotdeauna. Și avea răspuns la orice întrebare pentru mine. Și în momentul în care eu nu l-am mai văzut pe el, am pus o întrebare, unde-i tatăl? Și mama și bunica mi-au răspuns amândouă același lucru. Tatăl tău nu mai este, pe tatăl tău l-a luat Dumnezeu. Și am zis, Dumnezeu. Dar eu vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu, vreau să vorbesc cu El, de ce-a făcut asta? M-am revoltat. Iarăși împotriva lui Dumnezeu, ca și atunci când eram copil. Și am zis, mama, dar nu se poate să vorbești cu El. Și am zis, dar eu vreau să vorbesc cu El, că nu mai am cu cine să vorbesc. Și am zis, bunica, de câte ori te vei ruga din cărțulea aceea mică de rugăciune, Dumnezeu îți va răspunde ca și cum ți-ar răspunde tatăl tău. Și am așteptat nopți la rând și m-am rugat nopți la rând din cărțulea aceea mică și nici măcar o dată nu mi-a răspuns nimeni. Citeam câte rugăciunile și niciodată nu mi-a răspuns nimeni. Și mă duceam la biserică mai des cu mama și cu bunica. Să aud măcar dacă îmi va răspunde Dumnezeu la biserică. Și după ce ajungeam la biserică, acolo se ruga popa întotdeauna duminica la slujbă pentru vii, pentru morți. Și când se ruga pentru morți, auzeam că îl pomenește pe tata. Dar nu-l vedeam nicăieri și trecea așa prin mine ca un curent. Și nu-l vedeam pe el. Și când ieșeam de la biserică, mergeam în cimitir. Și acolo, în cimitirul satului, mama și bunica începeau un ritual. Umpleau mormântul lui tata cu lumânări în formă de cruce, umpleau mormântul de lumânări. Și într-o cană veche de tablă puneau jarte la un vecin de acolo și tămâie și tămâiau mormântul așa roată. Și le-am întrebat și am zis, mamă, de ce faceți asta? Și a zis, mama, dragul mami, tatăl tău s-a dus într-un loc de întuneric și de chin. Pentru că așa mi-a spus părintele că a murit fără lumânare și fără împărtășanie. Și acum el e într-un loc de întuneric și de chin și 7 ani de zile trebuie să-i facem slujbe și pomeni ca să-l scoatem de acolo. Altfel nu va ieși niciodată de acolo. Și atunci în sufletul meu am zis, nu se poate. Tata meu n-are cum să stea acolo, n-are voie să stea acolo. Era cel mai bun om. Nu l-am auzit să mintă niciodată. Nu l-am auzit să vorbească urât cu nimeni. Nu l-am văzut să dea o palmă cuiva. De ce să stea în întuneric? Nu, eu nu acceptam așa ceva. Și m-am dus din nou la preot, la slujbă. Așteptam să-mi vorbească Dumnezeu. Așteptam să-mi aud glasul lui Dumnezeu să-mi spună ceva. Dar n-am auzit. Și m-am dus la colindare la Crăciun la preot. Și când m-a auzit preotul colindând, o venit și m-a luat pe după mine și a zis, Mihăiță, de mâine încolo, trebuie să vii la biserică și să cânți cu mine pentru Dumnezeu. Și am zis, o să cânt pentru Dumnezeu dacă mă ajutați și dumneavoastră într-o problemă. Și o să te ajut cu orice îi spune, cu ce să te ajut. Și am zis, vreau să mă ajut să-l scot pe tata din întuneric. Și atunci el s-a uitat la mine și a zis, cum să te ajut? Tu nu poți să faci asta. Numai eu ca preot, numai nouă preoților mi s-a dat puterea asta. Să-i scoatem pe oameni din întuneric. Tu n-ai cum să faci lucrul ăsta. Și am zis, dar vreau și eu să fac. Și a zis, trebuie să fii preot ca să faci asta, nu poți să faci tu nimic. Și a zis, dar vreau să fiu preot. Și a zis, chiar vrei? Și am zis, vreau. Și atunci m-a dus în biroul lui și mi-a dat o bibliotecă lungă de vreo 6 metri și înaltă de vreo 3 metri plină cu cărți. Și a zis către mine, uite, vezi cărțile astea. Când o să le termin de citit pe toate cărțile astea, o să fii preot ca și mine și o să poți să-l scoți pe tatăl tău din întuneric. Și mi se părea o imposibilitate și am zis, nu se poate, când să citesc toate cărți? Îmi plăcea să citesc, eram un copil foarte bun la învățătură, premiant. Dar am zis, nu o să ajung niciodată să citesc atâta. Și am zis, asta e condiția. Și în gândul meu un colțet așa și am zis, o să fac orice. Numai să termin de citit cărțile astea, să-l scot pe tata din întuneric.
Și plecam dimineața la liceu și mergeam la antrenament. Și veneam obosit și nu mergeam acasă. Mergeam în curte la preot și îi spărgeam lemnii, spălam mașina, îi curățam în grajd, numai să-mi dea cărți să citesc. Și în 4 ani de zile, dragii mei, nopți întregi la lumina de lampă, că se lua curentul pe vremea aceea. Am citit toată teologia mistică a lui Stăniloae, toate viețile sfinților, toată teologia ortodoxă, toate, tot ce înseamnă despre Fecioara Maria. Și știam clar că toată viața mea asta voi face. Căutam numai pelerinaje, mergeam la mănăstiri, prieteni care făceau același lucru. Și nu mai vorbeam cu prietenii mei nici de discotecă, nici de filme, nici de cărți, alt nimic, decât de biserică și de icoane și de sfinți. Și tot o zic că sunt ciudat, s-o depărta de mine. Și la 18 ani m-am dus la facultate. Am plecat la facultate și am intrat la facultate foarte ușor, pentru că eram un tânăr foarte deștept, foarte inteligent, cunoșteam toată materia, cântam bine. Și când am ajuns acolo la facultate, dragii mei, după primul an am fost cel mai dezamăgit om. Atunci când m-am dus la facultate, mi-a spus preotul ăsta cu care m-am pregătit și a zis, acolo sunt profesor universitar, doctor, oameni cu studii înalte, care oricare dintre ei o să-ți poată arăta calea către Dumnezeu cel adevărat. Și am zis, abia aștept să ajung acolo, să văd, să mă întâlnesc cu unul din ăștia. Când am ajuns acolo, toți profesorii ăștia universitari, doctori, au început să-mi predeie tot felul de materii. Istoria Bisericii Universale, istoria Bisericii Ortodoxe, teologie dogmatică, sistematică. Tot ceea ce învățasem eu în 4 ani de zile, acum îmi predau ei din nou înapoi. Și mă plictisam că eu știam tot. Și am zis, nu se poate. Eu când o să mă apropii de Dumnezeu? Când o să-L cunosc eu pe Dumnezeu? Pentru că niciunul din profesorii ăștia, dragii mei, nu mi-a spus că în cartea asta. Nu mi-a spus că în cartea asta e calea, adevărul și viața. Niciunul măcar nu mi-a arătat lucrul ăsta. Toți îmi spuneau că Sfântul Petru, că Sfântul Nicolae, că Sfântul Gheorghe poate să ducă rugăciunile la tronul de îndurare al lui Dumnezeu, că Sfânta Fecioară Maria e singura care duce rugăciunile în ceruri. Asta ne învățau pe noi. Și mai mult decât atât, îmi plăcea o materie foarte mult, din care mi-am dat și teza de licență, se numea sectologie. Materia asta se ocupa cu combaterea sectelor, adică cu combaterea pocăiților. Eram învățat să-i combatem pe oamenii care căutau pe Dumnezeu. Pe oamenii care vroiau să trăiască o viață cu Dumnezeu, noi eram învățați să-i combatem. Eram învățați că numai teologia noastră e pură și adevărată și credința noastră e cea adevărată. Și am crezut așa, dragii mei. Și am ajuns în anul 4 de facultate, că eram tot mai gol și nu-L simțeam pe Dumnezeu și am zis, Doamne, ce caut eu aici, când o să Te cunosc? Și m-am dus la profesorul meu de mistică și l-am întrebat, părinte profesor, te rog frumos să-mi spui când o să mă întâlnesc cu Dumnezeu, când o să-L cunosc și eu pe Dumnezeu. Și a zis, ai răbdare, că atunci când o să te duci la parohie și o să fii preot, ai toată viața înainte să-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu își coboară slava în biserica ortodoxă, în altarul bisericii. Numai acolo își coboară Dumnezeu slava. Și am zis, cum își coboară slava acolo Dumnezeu? Și a zis, masa asta de altar pe care faceți voi slujbă și practică. În fiecare colț din ea, în 4 colțuri, sunt îngropate oase de sfinți, adică oase de mort. Și în oasele alea de sfânt își coboară Dumnezeu slava. Și întotdeauna pe masă mai este chivotul legământului cel nou. Și acolo e prezent Domnul Iisus Hristos. Și numai de aia, numai voi preoți aveți dreptul să intrați în altar și nimeni altcineva. Și am zis, cum e prezent Domnul Iisus Hristos în altar? Că El își șade de-a dreapta Tatălui în Împărăția lui Dumnezeu. Așa mărturisim în simbolul de credință. Și au zis, da, e acolo de-a dreapta Tatălui. Dar e prezent în chivot pentru că trupul lui, pâine amestecată cu vin și uscată, e băgat acolo în chivot și aia îl reprezintă pe el aici pe pământ. Și de câte ori vă îmbrăcați cu hainele la strălucitoare, cu cruce pe spate și cu icoană, vă umpleți de puterea Duhului Sfânt și tot ce atingeți devine sfânt. Așa ne învățau. Așa am primit. Și am zis, Doamne, abia aștept să mă îmbrac în hainele alea, ca tot ce ating să devină sfânt. Și am terminat facultatea, m-am căsătorit și m-am dus la parohie, undeva în județul Mureș, aproape de orașul Luduș, o zonă cu sate maghiare și un singur sat românesc. Și acolo am văzut pentru prima dată, dragii mei, ce înseamnă păgânismul și idolatria pătrunse în credință. Acolo am văzut pentru prima dată ce înseamnă lucruri nemai văzute. Și lucruri pe care la școală nu ne-au arătat nimeni și nu ne-au învățat nimeni, pentru că în cărți nu erau scrise.
Și m-am dus la prima mea slujbă, nu a fost nici slujbă de botez, nici de cununie, nici de binecuvântare acasă, a fost slujbă de înmormântare. Și m-am dus că era cineva din sat foarte important, a murit. Și m-am dus și când am ajuns seara la priveghi, la prima seară de priveghi, era mortul din spămasă. Îmbrăcat în haine și pus o secere peste picioarele lui. O funie mare, groasă, legate picioarele. Mâinile de la... erau așa puse pe piept și între degete avea băgați bani, gâtii de 10.000, de 5.000, cum erau banii prin 98. Și pe piept avea o lumânare în formă de șarpe încolăcită, așa, care ardea. Și mi-am pus matrafilul la gât și mi-am luat cartea în mână și am zis, dragii mei, nu o să încep nicio slujbă să fac nimic, până nu-mi spuneți de ce v-ați bătjocorit mort în halul ăsta. De ce vă bateți joc de el, că a murit, n-are nicio vină, de ce ați făcut asta, ce vă l-ați bătjocorit așa? Și au zis, cum, părinte, să-l bătjocorim, să ne batem joc? Asta e sfânta noastră credință de 2000 de ani. Așa ne îngropăm noi morți. Asta e sfânta noastră credință care dumneavoastră vii să ne bătjocorești. Și am zis, nu, voi vă bateți joc, eu n-am citit în nicio carte așa ceva. De ce i-ați pus secere peste picioare? De ce i-ați legat picioarele cu funie? Și au zis, cum, dumneavoastră, n-ai învățat la școală lucrurile astea? Și am zis, nu, în cărțile noastre nu scrie așa ceva. Și-o zis, părinte, asta e sfânta noastră credință. Toți preoții care au fost aici ne-au învățat lucrurile astea. Și dumneavoastră ai făcut atâta școală și nu știi. Și am zis, nu. Hai să-ți explicăm noi atunci. Și am zis, spuneți-i. Și-o zis, secera care e pusă peste picioarele mortului semnifică moartea. Pentru că i-o secera Dumnezeu viața. Și de-aia am pus-o peste picioare, că semnifică moartea. I-o secera picioarele moartea. Și am zis, de ce i-ați mai legat picioarele cu funii atunci? Și au zis, picioarele le-a legat cu funie ca să nu vină de la mormânt și să-i sperie pe cei din casă. Ascultați ce inepții puteau să-ți facă oamenii ăștia. Și am zis, da, dacă eu secerat Dumnezeu viața, cum să mai vină de la groapă? Că e ilogic. Și au zis, dumneata, nu știi lucrurile astea, ai învățat școală degeaba. Și am zis, asta este. Și am zis, bani, de ce i-a spus între degetele de la mâini, că n-are nevoie de banii de să duce, ce să facă cu banii ăia? Și au zis, nici asta nu știi, părinte. Și am zis, nu. Și au zis, sufletul ăsta care a murit trebuie să treacă prin 24 de vămi ale văzduhului ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și la fiecare vamă îl așteaptă un înger și un demon. Și ăștia trebuie plătiți. Și atunci mi-am adus aminte din cărțile care le-am citit înainte, că am auzit despre o legendă, carul, mântrașul, ca să-i treacă pe muritori râul în împărăția cealaltă trebuia să primească un bănuț de aur. Și atunci mi-am adus aminte, uite cum a pătruns păgânitatea în credință. Și-a moștenit păgânismul în credința ortodoxă. Și trebuie plătit, trebuie plată pentru orice. Unul singur o dat totul fără plată, slăvit să fie numele Lui. Nu a avut nevoie de nicio plată. Și noi eram învățați că trebuie să plătim orice. Și care veneau la mine la slujbă trebuiau să plătească tot. Fiecare slujbă avea taxa ei. Că erau învățați așa de la bătrâni și ziceau că slujba neplătită nu-i primită. Dar Dumnezeu primește fiecare rugăciune. Și am făcut înmormântarea. Și dragii mei, mergeam în fiecare duminică la liturghie. Eram un preot așa de prednic. Eram harnic. Aveam turmă de 250 de oi. Aveam tractor. Munceam pământ. Patru drujbe tăiau în pădure. Aveam bani dolgor. Am erau buzunarele pline tot timpul. Și mergeam în fiecare duminică și sărbătoare la biserică. Și slujeam așa de frumos. Că eram un preot ca un călugăr. Părul prins în coadă, cu barba mare. Mă respectau toți, veneau să mi se plece în față. Dar nici măcar o zi, nici măcar o clipă, n-am văzut să se coboare slava lui Dumnezeu acolo. Nici măcar la o sărbătoare mare, n-am văzut ca Dumnezeu să-și coboare slava acolo în oaselele de mort. Până într-o zi, când Dumnezeu a hotărât să-mi schimbe viața. Pentru că mă simțeam tot mai gol și tot mai fără El. Și am deschis într-o zi Evanghelia, slăvit să fie Dumnezeu. Că le-a mai rămas ceva la frații ortodoxi. Le-a mai rămas Evanghelia asta pe care profesorii noștri la teologie au zis că n-avem voie să o citim decât când o să fim preoți. Că dacă o să citim ceva înainte, o să fim blestemați. Și am deschis într-o duminică Evanghelia. Și am deschis-o la Marcu, capitolul 16. Și am început să citesc. Și am ajuns la versetul 16, care spune așa, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și-a trecut așa prin mine ca un fior.
Am simțit că mă paralizează, nu mai pot să mă mișc. Și am zis, Doamne, dar ce-i cu mine? Mama și sora mea erau la slujbă. Am zis că poate e vreo emoție, că am văzut-o pe mama că a intrat în biserică. Și-a trecut slujba. Nu mai știam cum să termin mai repede, să plec. Mă prinsesc o stare din neliniște. Și m-am dus acasă și mama când m-a văzut, a zis, dragul, mami, ce-i cu tine? Și am zis, n-am nimic, mamă, ce să fie. Ba da, ai ceva, că eu te cunosc. N-am recunoscut nici atunci. Și-a zis, ești supărat că am venit eu la tine? Și am zis, nu, cum să fiu supărat? Dar ce-i cu tine, că dintr-o dată la slujbă te-ai schimbat? Erai altfel. Și dintr-o dată te-ai schimbat. Ce s-a întâmplat cu tine? Te doare ceva? Și am zis, nu. Și-a plecat mama dimineața și sora mea și am plecat. M-am urcat pe tractor să mă duc să învăț turmele. Să învăț țarile, să învăț lucrurile. Și oriunde plecam și de oriunde mă întorceam, în mintea mea suna un lucru. Cineva crede și se va boteza. Va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. O săptămână n-am putut nici să mănânc, nici să mai dor. Mă puneam seara să mă culc și cum mă puneam capul jos, auzeam, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și după o săptămână, soția mea vine la mine și zice, dragule, hai să mergem la un medic, că cu tine e problemă mare. Și am zis, n-am nimic. Ba da, ai, pentru că tu nu mai dormi și nu mai mănânci, spune ce se întâmplă cu tine. Avem 3 copii și mi-e frică, nu vreau să se întâmple ceva. Și am zis, n-am nimic, draga mea. Am un verset din Evanghelie care mă tulbură și nu-mi dă pace. Și o să-ți dă, du-te la duhovnicul tău care te spovedești la el și el o să-ți spune tot ce ai nevoie. Și m-am dus la duhovnicul meu, preot, profesor, universitar, doctor, undeva aproape 300 de kilometri. Și am ajuns la el și când m-a văzut, o zis, tinere, ce faci? De ce vin aici? Ce vrei? Și am zis, părinte, profesor, am o problemă gravă. Am un verset din Evanghelie care mă tulbură și nu-mi dă pace și nu mi l-ați explicat în facultate. Și o să zic, ce verset? Și am zis, Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 16. Și am zis, cum? Ăsta e cel mai simplu verset din toată Evanghelia după Marcu. Și am zis, explicați-mi. Și-a deschis Biblia lui și-a citit și-a zis, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine va crede, va fi osândit. Uite-te cât e de simplu, mi-a zis. Omul care crede și se botează, e mântuit și omul care nu crede, e osândit. Și am zis, nimic mai simplu. Și copiii mei de clasa 4 nu înțeleg. Dar ce nu înțeleg eu? Ce fac cu cei 200 de copii pe care i-am botezat până acum și nu au crezut nici unul nimic? Și atunci au stat blocat și uitat la mine. Cum? Că dogma bisericii noastre ortodoxe referitoare la botezul copiilor are bază din Scriptură. Unde spune așa că s-a botezat casa lui Ștefana. Și ascultați ce îmi spune profesorul universitar doctor. Acolo se presupune că au existat și copii. Că în orice familie se presupune că există copii. Și am zis, părinte, profesor, numai se presupune, nu scrie. Și am zis, putem să presupunem că soția lui Ștefana era stearpă și nu a avut copii. Și atunci, care versetul ăsta? Și atunci el s-a uitat la mine cu ochii și mai mari și a zis, nu se poate, tu vorbești serios? Și am zis, da, foarte serios, că eu nu mai dorm de o săptămână și nu mai mănânc. Și nu mai pot să stau liniștit. Și de-aia a venit să-mi spuneți ce se întâmplă cu mine. Și a zis, auzi, tu sigur te duci la pocăiți, la sectarii ăia. Și ăia s-au spălat creierul sau le citești cărțile lor și acum vii să mă tulbur cu prostiile lor și ale tale. Și am zis, nu, n-am citit nici măcar o carte de-a lor. N-am niciunul măcar cu care să mă cer, că pe o rază de 15 km nu este niciunul. Acolo nu sunt decât unguri și ortodoxi, nimic altceva. Și am zis, nici măcar un pocăit n-am cu care să mă cer. Și atunci au zis, du-te acasă și roagă-te la măicuța Domnului și fă 600 de mătăni în fiecare dimineață. Ca să-ți ia gândul ăsta care e de la Satana și nu de la Dumnezeu. Și am zis, cum? Ăsta e singurul sfat care puteți să mi-l da. Și au zis, du-te acasă și nu mă mai tulbura cu prostiile tale și nu cumva să te aude episcopul vorbind așa ceva. Că ești eretic și mâine te dezbracă, nu mai slujești în Biserica Ortodoxă. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Cum să fac? Și m-am dus acasă. Nu cumva să mă aude episcopul să mă dea afară, că aveam atâtea adverși și atâtea bogății și îmi era așa de bine ca povă. Și am ajuns acasă și nu m-am rugat eu decât câteva zile în continuu la Maica Domnului, dar niciun răspuns, nimic. Și mi-am luat concediu că numai asta auzeam în cap. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și mi-am luat concediu să mă duc la vânătoare cu prietenii mei. Aveam numai medici, avocați, șefi de poliție, procurori,
unul din primii miniștri ai României de atunci, domnul Năstase, bunam cu el. Și m-am dus la vânătoare că am zis că uit de cineva crede și se va boteza. Dar n-am uitat. Am venit după o săptămână înapoi acasă și m-am dus în biserică să fac slujbă. Și m-am îmbrăcat în haine. Și după ce m-am îmbrăcat în haine și am intrat în altar, am simțit vreodată că trece așa peste mine ceva. Și am început să plâng. Și nu mă mai puteam opri din plâns. Și m-am dezbrăcat de haine, mi-am dat jos și m-am dus acasă și am zis soției mele, draga mea, gata, hai du-mă la doctor că eu sunt bolnav. Nu știu ce să mai fac. Acum chiar sunt bolnav. M-am dus la biserică și n-am mai putut să slujesc. M-am apucat de plâns, m-am făcut de tot de rușine. Hai du-mă la doctor. Și-a zis, hai să mergem. Și ne-am urcat pe mașină și am plecat la Cluj. Și m-am dus la cei mai specialiști doctori, la psihiatri, la interniști, la toți, la cardiologi. Și toți scriau în dreptul consultului meu clinic sănătos. Adică n-aveam nicio boală. Dar aveam una singură. Aveam o boală, aceea care nu cunoștea pe Dumnezeu. Aceea care nu cunoșteam pe Dumnezeu și nici pe Iisus Hristos. Eu cunoșteam numai din cărți, numai din filozofii, numai din dogme. Și nu știam pe acela viu și adevărat slăvit să fie numele Lui. Până într-o zi, când am tot văzut că tot felul de lucruri mi se întâmplă și nici cum nu deschideam ochii. Și într-o zi o să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Noi credem că lucrează împotriva noastră, dar nu. Dumnezeu lucrează pentru noi, slăviți Dumnezeu. O venit soția mea, femeia pe care o iubeam cel mai mult de pe pământ. Mama copiilor mei. Femeia pe care am zis că niciodată nu o să pot să-i spun o vorbă grea. O venit într-o zi cu un dosar la mine de la biroul ei și a spus așa. Am vorbit cu avocatul meu. Și începând de astăzi, tot ce a fost între noi s-a terminat. Vreau să plec să-mi trăiesc viața. Nu te mai iubesc și nu mai simt nimic pentru tine. Și am zis, cum s-a terminat iubirea astăzi? Și-a zis, da, astăzi am hotărât așa și avocatul meu se va ocupa de tot. Și atunci a intervenit eu și am zis, da, tu știi cine-s eu? Și-a zis, nu mă interesează. Și am zis, eu sunt mâna dreaptă a celui mare, care stăpânește peste 3 județe. Mă cunosc 3 județe, sunt de afaceri și preot. Cum să-mi faci asta? Și-a zis, nu mă interesează nici sfințenia ta, nici nimic. Îmi iau partea mea și faci ce vrei. Și-a zis, nu se poate. Nu se poate. Deja știam că totul se prăbușește în jurul meu. Nu aveam nicio direcție, nu mai știam nimic. Nici o ancoră. Pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu cel adevărat. Și-am fugit repede la episcop să-i spun ce mi se întâmplă. Și când am ajuns la el, bătrânul stătea cu un scaun, cu un jil, semnal. Și când m-a văzut, și am început să-i povestesc, o dat din numeri și a zis, nu știu ce să-ți spun. Toată viața mea am fost călugăr și eu n-am trăit viața. Voi faceți lucruri care nimeni nu-și imaginează și tu nu știi ce sfat să-mi dai? Și a zis, du-te la măicuța Domnului și roagă-te. Și la sfinți și la moaște, pentru că te știu un preot rugător. Du-te la toate moaștele din România și roagă-te. Și nu cumva să se întâmple lucrul ăsta, că e vai de viața ta. Știi ce se întâmplă dacă să ajungi acolo. Și am zis, eu nu vreau să fac lucrul ăsta. Și a zis, nu contează, du-te la moaște și la icoane și roagă. Și am plecat acasă, dragii mei, și zile întregi m-am rugat la icoana Maicii Domnului. Zile întregi la icoana Domnului Iisus. Și nimic, niciun răspuns. Și a venit într-o zi un avocat, un prieten de-a meu la mine și a zis, hai cu mine că-ți rezolvi o problemă. Și am zis, unde? Vino cu mine! Și m-a dus undeva aproape 350 de kilometri, unde merge acum jumătate România, în județul Hunedoara, la o mănăstire, la mormântul unui mort, la Arsenie Boc, ați auzit de el, probabil. Și m-a dus la mormântul unui mort să-mi rezolve problemele. De parcă morții pot să rezolve ceva. Merg milioane de oameni, dragii mei, la mormântul lui Buddha, în Malaesia, pe mort acolo și oase goale în mormânt. Că e cea mai mare religie aproape de pe planetă. Merg milioane de oameni la Mecca, la mormântul lui Mahomed. Și Mahomed e oase goale acolo în mormânt. Merg sute și mii de oameni la mormântul lui Arsenie Boca și Arsenie Boca e oase goale în mormânt. Un singur mormânt e gol pe mormânt. Aleluia! Aleluia. Și acela care a stat în mormânt e viu în veci veci. Aleluia! Și m-am dus la un mort să-i cer probleme, să-i rezolve problemele. Și mortul acesta nu a putut să facă nimic, pentru că morții nu rezolvă nimic. Unicul care poate rezolva ceva este Domnul, slăviți-L. Aleluia!
Și m-am dus la ăștia pe care îi cunoșteam, că așa am fost învățat. Și am ajuns la mormântul Arsenie Boca și nimic nu s-a întâmplat, pentru că e o afacere. Să vând flori, florile nu se ofilesc, că se schimbă foarte des. Minunile se produc din cauza la agenția de publicitate, care e plătită cu 40.000 de euro în lunar ca să-l întrețină pe Arsenie Boca viu. Și așa mai departe. Astea sunt minunile, în ghilimele, care se întâmplă acolo. Și am plecat de acolo, dragii mei, la altă mănăstire, unde am auzit că plânge o icoană. Sute și mii de icoane mi-au trecut prin mână, dar niciodată nu au plâns una. Pentru că știu cum plâng icoanele. Mi-a spus un călugăr care s-a pocăit, slăvit să fie Domnul. Că ei le fac să plângă. Le montează sisteme și acum și cu telecomanda de la distanță. O acționează numai de bine câți bani dau ca să plângă. Și am venit înapoi de acolo tulburat și necăjit. Nu mai știam deloc, nici încotro să mă duc. Și m-am dus la mama mea. Ca să vedeți cât durează iubirea oamenilor pe pământ. Că aveți impresia mulți că vai mă iubește mama, vai mă iubește tata, vai mă iubește soția sau soțul. M-am dus la mama mea care mi-a dat viață și i-am zis, mamă, te rog frumos ajută-mă că nu mai știu ce să fac. Și a zis mama așa, dacă nu mai iei haina neagră pe tine și nu mai intri în altarul bisericii să slujești, în curtea mea să nu mai intri niciodată. Și am zis, cum? Pentru o haină? Și a zis, în curtea mea nu mai intri niciodată. Și atunci am auzit o voce care mi-a spus așa, dar ce nevoie ai de ei? Tu poți să fii oricine, poți să faci ce vrei pentru că ești cineva, vorbești șapte limbi străine, ce nevoie ai tu de ei? Du-te și trăiește-ți viața, fă ce vrei că poți să faci ce vrei. Și am auzit de la vocea asta și am zis, da, așa, pot să fac ce vreau, să fiu cine vreau. Am făcut atâtea lucruri, pot să fac ce vreau. Și am plecat, dragii mei, 3500 de kilometri, până într-o țară îndepărtată, așa ca fiul risipitor în Spania. Și am ajuns acolo și am început să lucrez de toate. Și am lucrat de la cea mai de jos muncă până la cea mai importantă. Și m-am întâlnit într-o zi cu niște români de-ai mei și ruși și bulgari așa mari ca mine. Și am zis, hai cu noi, că putem să facem bani ușor. Nu-i nevoie să lucrez greu. Hai cu noi să facem bani ușor. Și m-am dus cu ei și m-am angajat cu ei. Și ăștia lucrau ca și gărzi de corp. Erau angajați ca și bodyguards, ca și gărzi de corp pentru... Așa zici patroni, oameni de afaceri. Dar în spatele afacerilor lor erau cele mai spurcate lucruri. Erau traficanți de oameni și de arme și droguri. Și am ajuns să lucrez pentru ei. Câștigam foarte mulți bani. Erau zile și nopți în care 4-5 mii de euro erau așa, bani de buzunar. Și vreau să vă spun ceva. Că din banii nu s-au ales nimic. Pentru că banii aia nu erau binecuvântați. Erau bani veniți din întuneric. Așa că dacă aveți impresia că unii frați de-ai noștri îi vedeți cu mașini de nu știu câte sute de mii de euro sau bine de nu știu cât, eu vreau să mă îndoiesc că banii ăia sunt binecuvântați. Nu vă uitați la ei. Uitați-vă la cineva care poate da binecuvântarea. Uitați-vă la cineva care dă binecuvântarea, slăvit să fie numele Lui. Și dragii mei, de acolo, din mocirea aceea, Dumnezeu și-a întins mâna după mine. De acolo m-a scos și m-a smuls Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amen. Într-o noapte îi păzeam pe ticăloșii ăștia la un club de întuneric. Și acolo, la clubul acela, am auzit la un moment dat în ureche, aveam căști din alea de care comunicam între noi. Și am auzit o voce care mi-a spus, vino la poarta cealaltă principală, că sunt probleme. Și am plecat și l-am lăsat pe colegul meu singur. Și n-am făcut decât câteva zeci de pași și în urma mea am auzit patru focuri de armă, patru împușcături. Și am fugit înapoi. Și când am ajuns înapoi, prietenul meu și colegul meu era pe spate zăcând cu patru găuri în piept, din care țâșnea sânge. A venit un drogat, un om care a consumat droguri și pentru că nu a fost lăsat să intre, a băgat patru roanțe în el. Nu asta m-a speriat cel mai tare. Și nu m-a înfricoșat pe mine tare. Și după ce mi-a spus șeful meu când a venit acolo și mi-a zis așa, nu el. Nu el trebuia să fie mort acolo. Ci tu trebuia să fii mort în locul lui. Nu el trebuia să fie mort, ci tu trebuia să fii mort în locul lui. Și am zis, de ce? Și a zis, eu pe el l-am chemat, nu pe tine. Că el avea experiență. Dar lui nu i-a sunat casca din ureche, mie mi-a sunat. Pe mine m-a chemat altcineva. Acela care avea un plan cu mine, slăbit să fie mort. Din noaptea aceea n-am putut să vorbesc o săptămână, nu m-am scris. Scriam, vreau să mor, vreau să mor, vreau să mor. Nimic mai mult. Și
După o săptămână mi-am cheltuit toți banii cu avocați ca să dovedesc că nu-s vinovat. De ce s-a întâmplat? Toți prietenii mei cu care îmi cheltuiam banii nu mai răspundeau unul la telefon. Nu mai aveam bani să plătesc o cameră de hotel unde să stau. Și am ajuns să trăiesc pe stradă. Să trăiesc ca și boschetari, ca și drogați, ca și alcoolici. Din omul care dormeam pe așternuturi de mătase într-o zi. Din omul care a mâncat la masă cu cei mai importanți oameni din țara asta. Am ajuns să trăiesc într-un lagăr, într-un alberger cu drogați și cu alcoolici. Să mânc la masă cu ei și să dorm într-un pat cu ei. Și am zis, Doamne, ce să caut eu aici? Ce fac eu aici? Și vocea aceea care mi-a spus că pot să fac orice și să fiu oricine, mi-a zis, ăsta ești tu. Nu mai ai nimic. Aici vei pieri. Și așa credeam. Am ajuns la credința că nu o să mai ies viu de acolo niciodată. Și am zis că acolo voi pieri. Și într-o noapte am ieșit afară și am ridicat ochii spre cer și am zis doar atât, Doamne, dacă existi cu adevărat, scoate-mă de aici. Aleluia. Vă puteți imagina un om care a slujit 11 ani într-o religie. L-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, dacă existi cu adevărat, scoate-mă de aici. Și Dumnezeu m-a scos, slăvit să fie numele Lui. N-a trimis un înger să mă scoate de acolo. A venit paznicul din locul acela care mi-a spus în limba lui, nu poate să stai aici, muevete. Este prohibido. Adică e interzis să stai aici, nu poți să stai aici, mișcă. Și eu m-am prevăzut că nu știu limba lui. Am dat din nume, făceam pe prostul. Deși vorbeam 7 limbi străine, inclusiv limba lui. Și m-am prevăzut că nu știu. Am început să-l iau în alte limbi, în engleză, în franceză, și dădeam din nume. Și atunci întinde mâinile spre mine și zice, hai să vorbim în românește, că ești român. Și am zis, de unde știi tu asta? Hai să vorbim în românește, că ești român. Și am zis, dacă ești român și mă înțelegi, du-te de aici și lasă-mă, că nu vreau să vorbesc cu tine. Și am zis, dar te rog frumos, eu pot să te ajut, eu sunt paznicul de aici, din locul ăsta, și pot să te ajut. Și am zis, cum să mă ajut? Pe mine avea 1,60 m. Pe mine nu m-a putut ajuta nici Dumnezeu și vrei tu să mă ajuți pe mine. Și atunci el îmi spune, nu vorbi așa. Unicul care poate să te ajute întotdeauna e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și am zis, de unde știi tu asta? Și am zis, 40 de ani am fost ateu. Eu sunt inginer plecat din România. Mi s-a închis fabrica și am ajuns paznic aici. Soția mea profesoară de matematică și îngrijește 4 bătrâni. Și niciunul dintre noi n-am crezut că există Dumnezeu, dar acum credem că există Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și am zis, dacă crezi că există acest Dumnezeu, spune-mi unde pot să mă duc să mă rog, că vreau să mă duc să mă rog și să termin cu viața, că eu nu mai am nimic. Și am zis, ba da, ai totul, n-ai pierdut nimic. Și am zis, ba da, eu am pierdut, omule, tot, nu mai am nimic, vrei să înțelegi? Și am zis, n-ai pierdut nimic, ai pierdut niște oameni. Și am zis, o să te ajut, cu ce pot. Și am scos din buzunarul de la pieptul un carnețel și am scris pe el un nume de stradă, pe o cârtiuță, și am zis, pe strada asta. Este o biserică unde te poți duce să te rogi în limba noastră. Nu știu ce sunt baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici, nu știu că n-am fost niciodată, dar știu că sunt români și se roagă în limba noastră. Mi-au spus niște români care mai vin aici. Și am plecat dimineața, dragii mei, să caut biserica. Și când am ajuns la gara din unde trebuia să mă urc pe tren, m-am urcat pe tren și am auzit vocea aceea iarăși, care mi-a spus așa, unde te duci? Ce vrei să faci? N-ai nicio valoare, ești un nimeni, ești un nimic. Du-te și stai acolo pe linie de tren. Asta vrea să fac, să termin cu totul. N-am putut să mă dau jos din tren până în gara din Madrid. Și am ajuns în spatele gării din Madrid, m-am dat jos. Și am ieșit afară și parcă mi s-a luat așa ceva de pe ochi. Și mă uitam acum după un turn, după o cruce, după un clopot, sau că așa știam eu că e biserica. Oamenii care nu-s pocăiți nu știu că sunt șala fel de biserici. Și m-am uitat după un turn și după o clopotiță, după o cruce, ceva, să-mi dea idee. Și n-am văzut nimic din asta și am intrat în panică. Pentru că nu vedeam nici numele de stradă pe care să mă duc. Și dacă nu 11 ani, dragii mei, cât am slujit în Biserica Ortodoxă, n-am văzut ca Dumnezeu să-mi răspunde la rugăciune. În dimineața aceea am văzut cum Dumnezeu răspunde la rugăciune, la clipeala de ochi. Aleluia! Am închis ochii și am zis, doar atât, Doamne, pe care stradă o fi biserica să mă duc? Și când am deschis ochii, în fața mea de nicăieri a apărut cineva, o femeie. O soră, Dumnezeu să vă binecuvinteze, surorilor. Că prin felul cum vă îmbrăcați pe stradă, puteți să salvați un suflet din întuneric. Eu dacă n-aș fi găsit atunci să o văd pe femeia aceea așa, nu cred că mai eram astăzi să vă spun lucrurile astea aici. Femeia asta era îmbrăcată cu vincios, cu baticuțul legat pe cap și cu o genuță în mână și cu o rochie lungă.
Și în mintea mea am zis, femeia asta se duce la casa lui Dumnezeu. Și m-am luat după ea să o urmăresc, să văd unde se duce. Dar fără să mă vadă, că dacă m-ar fi văzut, cu siguranță, în următoarele minute eram înconjurat de 5-6 mașini de poliție. Eu eram îmbrăcat cu blugi din ea strâns, tăiați, cum se poartă acum, cum poartă tinerii noștri. De parcă eu mușca câinii. Cu cizme din astea italienești, picioare cu vânt de fier, cu o geacă mare din piele, cu franjuri pe spate și cu un demon cu ghearele desfăcute, părul prins în coadă și barba mare. Săraca femeie, dacă m-ar fi văzut, vă imaginați ce ar fi avut în fața ochilor. Și am urmărit-o la distanță și m-am dus după ea. Și a ajuns undeva la o intrare ca o ușă de garaj. Și am zis, m-am înșelat, asta nu-i biserică. Dar totuși am intrat după ea, ca să se împlinească cuvântul din Scriptură care spune că și credința este o puternică încredințare în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Am intrat înăuntru pentru că n-am știut ce e acolo, dar, și n-am văzut, dar am intrat cu credință să văd ce e acolo. Și în holul bisericii era un tânăr frumos îmbrăcat la costum. Și când m-a văzut săracul, s-a speriat, s-a panicat, a zis, căutați pe cineva? Și a zis, caut o biserică. Și atunci el a zis, aici e biserica, vă rog să intrați înăuntru. Și m-a băgat într-o cămăruță. Nu puteam să-i zic biserică, că era foarte mică, cât partea surorilor. 40-50 de persoane, dacă erau acolo, adunate. Și au vrut să mă ducă pe primul scaun, să mă pună în față și am zis, stai, prietene, nu. Eu n-am haine de biserică, n-am ce să caut acolo. Lasă-mă să stau în spate aici. Toată viața mea am stat în față, nu mai vreau. Vreau în spate. Și au zis, ba da, trebuie să vii să stai în față. Pentru că ești musafir în casa lui Dumnezeu. Auzi, eu care m-am crezut stăpân în casa lui Dumnezeu, acum eram musafir în casa lui. Și am zis, mă duc și mă pune pe scaun în față, stau acolo. Și la un moment dat a început rugăciunea. Și când a început rugăciunea, am vrut să fug afară. Pentru că am zgâit cu tremur. Că a început să vibreze geamurile și scaunele de sub ei. Așa se rugau 40 de oameni. Așa se rugau 40 de oameni, am zgâit cu tremur. Și acum mă duc în biserici de 400-500 de oameni și nu s-aude nimic decât un murmur. Unde-i puterea? Puterea nu s-a schimbat, dragii mei, puterea e aceeași. Amin. Pentru că El nu se schimbă, El e același azi, ieri și în veci. Amin. N-am putut să fug afară, am rămas pe scaun. Și la sfârșitul slujbei s-a ridicat păstorul și a zis, vă binecuvântăm pe toți care sunteți aici în numele Domnului. Și dacă e cineva pentru prima dată, vrem să vină aici în față să ne rugăm pentru el, să ne spună cine e și de unde vine. Și atunci mi-am dat seama că eu eram oaia neagră acolo, că nu era niciunul ca mine îmbrăcat. Și m-am ridicat în picioare și am spus, mă numesc Mihai Costinaș, sunt din localitatea Grijă de Suselaj și locuiesc în Madrid. Și atunci el a zis, Domnul Iisus, te binecuvinteze, te mai așteptăm pe la noi. Și am zis, niciodată. Așa ziceam eu în gândul meu. Și am ieșit afară în holul bisericii și acolo mă așteaptă o femeie. O femeie în jur de 50-60 de ani, cu năframa legată pe cap și cu flori pe margine, cum poartă femeile la mine acasă. Și când am văzut-o că se apropie de mine, am început să mă panichez, îmi tremurau genunchii și am zis, Doamne, numai să nu mă cunoască. Și vine spre mine și mă întreabă, nu mă recunoști, tânărule, nu-ți aduci aminte de mine? Și am zis, mă cunoști, nu se poate. Și iarăși mă întreabă, nu mă recunoști chiar, nu-ți aduci aminte de mine? Și am zis, nu. Și atunci ridic o mână spre cer și curg la fin din ochi și spune, mare Dumnezeul meu, astăzi Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, mărit să fie numele Domnului. De 10 ani de zile strig la Dumnezeu pentru tine și astăzi Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Și îmi spunea femeia asta, eu sunt mătușa ta, te cunosc de când erai un copil. De 5 ani. Și de 10 ani de zile de când am auzit că ești preot, într-una am strigat la Dumnezeu să te scoată din întuneric la lumină. Și astăzi Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. După 30 de ani. După 10 ani de rugăciune. La 3500 de kilometri. După ce nu ne-am văzut atâta vreme, Dumnezeu a ascultat o rugăciune. Glorie Lui! Mai ascultă Dumnezeu rugăciunea. Chiar după 10 ani, după 30 de ani. Dumnezeu e același slăvit să fie Dumnezeu. Și atunci îmi spunea femeia asta atâtea lucruri despre mine. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, mă cunoaște și știe cine sunt. Nu era o coincidență că semănam cu tata și mă cunoștea. Știa exact cine sunt. Și atunci femeia îmi spune, eu sunt vas de lucru în biserica din Petroșani. Și Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că se va întâmpla lucrul ăsta, dar nu știam când. Aleluia. Și astăzi Dumnezeu l-a împlinit slăvit să fie numele Domnului. Aleluia. 3 luni de zile m-am dus, dragii mei, în biserica aceea, dar nici măcar o zi când nu să mă pocăresc.
M-am dus de dragul ei că se ruga așa de frumos cu mine și pentru mine. Și acolo era singurul loc în bisericuța aceea, mă puneam pe scaun în spate. Și era singurul loc din lumea asta unde am putut să plâng. Pentru că eu eram un om tare, n-am putut să plâng până acolo. Dar atunci am plâns, când am plecat de lângă copii și când a murit tata. Dar acolo în bisericuța aceea mă zdrobeam de plâns în fiecare duminică. Acolo curăța Dumnezeu tot ceea ce era întuneric, înăuntru meu. Și după 3 luni de zile am plecat în altă parte a Spaniei și cu cine credeți că mă trimite Dumnezeu la locul? Cu 5 frați pocăiți prin pentecostali. Și țigan pe deasupra. De la mine din Ardeal. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nici nu vă imaginați ce lucrare face Dumnezeu prin oamenii ăștia. Eu i-am judecat atunci când eram copil, mă prindeau la râu, rupeau înghița și mă băteau și mă trimiteau acasă. Și am zis, când o să cresc mare, o să am grijă de voi. Și când am ajuns bodyguard în Spania, unde îi prindeam, nu aveam grijă de ei. Dar ăștia 5 erau altceva. Ăștia 5 eram șef de echipă și dimineața când să plecăm la lucru, ce făceau? Se puneau în holul hotelului jos pe genunchi și deschideau Biblia și se rugau. Când veneam seara acasă, la fel făceau. Și am zis, Doamne, ce oamenii sunt ăștia? Și îi prigoneam și băteam joc de ei. Și într-o seară a venit unul la mine și a zis, frate, hai să ne rugăm pentru tine. Și am zis, eu, frate, cu voi, de unde până unde, niciodată. Și a zis, ba da, ești frate cu noi în Iisus Hristos. Și atunci iarăși am bat jocuri și am zis, bă, voi toți 5 la un loc, n-aveți școală cât am eu singur vacanță. Și atunci unul dintre ei care a învățat să citească în Biblie a zis către mine, frate, diplomele tale n-au nicio valoare. Școlile tale n-au nicio valoare dacă nu l-ai pe Domnul Iisus în inima ta. Și cu o singură frază a dărâmat toată teologia mea. Dar ce am văzut în ei, am văzut altceva și mai desperiat. Într-o dimineață m-am trezit cu gâtul umflat, plin de pururi, nu mai puteam să vorbesc, nici să înghid nimic. Și unul dintre ei a fost bolnav înainte cu 20 de tot la fel și am zis, mă duc să-mi dea și mie o pastilă ce-o luat el, că s-o vindecat în ziua aceea. Și când am ajuns la camera lor, am bătut cu pumnul în ușă, că s-auzea un zgomot și nu m-au auzit. Și am bătut cu pumnul în ușă să mă deschidă. Și nu m-au auzit și am intrat peste ei. Și când am intrat peste ei, ei nu se certau, nu nimic. Erau pe genunchi cu mâinile ridicate și se rugau lui Dumnezeu. Și mi-a fost așa de rușine că m-am pus pe genunchi în spatele lor. Și nu m-am rugat nimic, dragii mei, țin minte asta. N-am spus nimic. Dar știu un lucru, că în momentul în care m-am ridicat pe picioare, nu mai aveam nimic. Dumnezeu s-a împins de gâtul meu în urma rugăciunilor lor. Și am plecat în cameră la mine și m-am prăbușit pe pași, am început să plâng și am zis, Doamne, nu mă interesează. Nu știu ce îs, țigan, cum or fi ei. Vreau să mă faci ca pe ei. Vreau să fiu și eu ca ei, să te cunosc cum te cunosc ei. Să te simt cum te simt ei, să mă asculți cum te asculți pe ei. Aleluia. Și la câteva zile primesc un telefon și nu credeți că mă sună. Dan, paznicul din lagăr. Care mă cheamă la el în oraș, era aproape 400 de kilometri de unde stăteam eu acum. Și am zis, de ce vrei să vin la tine? Și zic, vină până la mine că vreau să vorbim. Și am plecat 400 de kilometri într-o sâmbătă și am ajuns la el. Și când am ajuns la el chiar acasă, îmi spune Mihai, mâine dimineață vreau să vii cu mine până la biserica unde mă duc eu cu soția mea. Că am văzut un loc de muncă în holul bisericii afișat și se potrivește ție. Și vreau să vii să stai cu mine în vila aici, că e vila foarte mare și am loc. Și să rămâi cu noi aici și să iei locul ăsta de muncă. Vreau să rămâi lângă noi. Și atunci am zis, la ce biserică, Dani? Și au zis, la biserica pentecostală Betel. Și am zis, pocăiți. Și au zis, da, mă, dar ce ai cu ei, că-s oameni cum se cade. Și am zis, știu. Unde m-ai trimis prima dată, m-am întâlnit cu mătușa mea după 30 de ani. Acum lucrez cu 5 pocăiți pentecostali țigani, care am văzut minuni prin oamenii ăștia. Și tu mâine mă duci la pocăiți, eu nu mai scap de ăștia. Și atunci el a ridicat mâinile și a zis, poate te pocăiești și tu. Și atunci l-am înjurat ură și am zis, bă, cum să mă pocăiesc, tu știi ce școală am făcut? Termină cu prostiile. Și a zis, bine, lasă că vedem noi. Și am plecat dimineața, dragii mei, să văd biserica acolo cu el. Și când am ajuns în locul acela, erau porțile închise, niște porți care este de navă, mari, dar pe porți erau pus un afiș care scria slujba de la 18 seara. Și am zis, e de la 6 seara. Și-a zis, dar eu nu mai pot să vin cu tine, vii singur. Și-am zis, eu nu mai vin singur. Și-a zis, ba da, o să vin. Și-am plecat înapoi la el acasă și de la ora 4 eu n-am mai avut liniște. Am început să mă plimb când în casă, când în curte, iarăși. Și-a zis, dar ce-i cu tine, ce vrei?
Și am zis, nu mai am stare, nu mai am liniște. Și am zis, dar fă ceva, du-te plimbă-te. Și aveam un parc imens în fața vilei și am zis, mă duc să mă plimb în parc. Și am zis, du-te plimbă-te. Și m-am dus și am dat altă parte, am intrat pe o parte și am ieșit pe altă parte. Și nu trebuie să am ieșit. În față la biserica unde am fost cu Dan dimineața. Atunci intrau frații la rugăciune și am intrat în holul bisericii să văd ce locuri de muncă afișează pocăiți. Și când am ajuns acolo, erau trei grupuri de persoane. Și dintr-un grup să smulge o fată tânără să vină spre mine să mă ia în brațe. Mihai, ce faci aici? Și am zis, nu se poate să mi se întâmple mie astea. Nu, nu. N-acceptam așa ceva. Și am făcut să-mi stea de la distanță. Mă știam eu păcătos, dar nu în halul ăsta. Și atunci tânăra îmi pune aceeași întrebare șocantă. Nu mă recunoști. Nu-ți aduci aminte de mine. Și am zis, nu. Chiar nu mă recunoști, nu-ți aduci aminte de mine. Și am zis, nu. Și atunci îmi spune, tu ești Mihai preotul. Și am zis, mă cunoaște. Și am zis, nici pe tânărul din față care exersează la organ nu știi. Și am zis, nu. Dragii mei, nu m-a întrebat nici tânăra asta, nici mătușa mea, nu mă recunoști. Nu-ți aduci aminte de mine. M-a întrebat El. El care mă cunoștea și mă căuta slăvit să fie numele Lui. El care te caută și te găsește oriunde ai fi slăvit să fie numele Lui. Și atunci tânăra îmi spune, acum 10 ani de zile ne-ai făcut un mare bine nouă. Și am zis, eu vouă pocăiților niciodată. Ce bine v-am făcut eu vouă. Și am zis, acum 10 ani ne-ai făcut un mare bine nouă. Și am zis, niciodată vouă pocăiților nu v-am făcut bine. Și am zis, ba da. Acum 10 ani mama și tata și cu cei 5 frații noștri mai mari au venit în Spania la muncă. Și le-a expirat viza și nu mai putut să vină după noi cei 6 mai mici care au rămas acasă. Și tu ne-ai ajutat cu pașapoartele și cu vizele să ajungem în Spania la părinții noștri. Și atunci am zis, da. Mi-am adus aminte, am dat filmul înapoi. Și mi-am adus aminte că am ajutat niște copii. Eram cineva, atunci am dat câteva telefoane. Și s-a rezolvat problema. Dar eu dacă știam că sunt unguri și pocăiți, nu i-aș fi ajutat niciodată. Dar așa lucrează Dumnezeu. Aleluia. Nu ține cont de culoarea pielii. Nu ține cont de limba pe care o vorbești. Dumnezeu ține cont de inima ta, slăviți-vă. Și atunci tânăra îmi spune, mama și tata de 10 ani de zile mulțumesc Domnului pentru tine. Tata a plecat anul trecut la Domnul și nu mai apucat să-ți mulțumească personal. Dar mama într-una îmi spune, oare când o să-l întâlnim pe omul ăsta să-i mulțumim ce-a făcut pentru noi? Și dacă ai venit astăzi aici, te rog, rămâi cu noi în biserică. Vrem să te ducem la noi acasă să-ți mulțumim ce ai făcut pentru noi. Și am rămas pe un scaun în biserica aceea, dragii mei. Și-a început iarăși rugăciunea și iarăși am dus să fug afară pe ei cu tremuri. Că se rugau oamenii, nu stăteau. Și când a început să roage, am dus să plec afară. Și în timpul rugăciunii s-a ridicat un bărbat și a venit la mine și a pus mâna pe mine și a zis, ascultă, bărbatule! Așa îți vorbește Duhul Sfânt. Eu sunt Dumnezeu care te-am adus aici. Aleluia. Eu sunt Dumnezeu care te-am vegheat și ți-am purtat de grijă și te-am scos din prăpastie și din groapa morții. Eu sunt Dumnezeu care te voi vedea și te voi purta de grijă ție și celor mici de lângă tine. Și am zis, Doamne, de unde știu omul ăsta tot despre mine? Îmi spunea lucruri care îmi venea să-i pun mâna pe gură să tacă, că auzeau 400 de oameni. Și nu știa nimeni decât eu și Dumnezeu. Și am zis, de unde știe omul ăsta atât despre mine? Credeți că știa el ceva? Nu. Știa Dumnezeul cel viu și adevărat. Căruia am cerut să-mi vorbească și acum îmi vorbea taina inimii slăvit să fie numele Lui. M-am prăbușit pe scaun și am început să plâng, nu mai știa nici cum mă cheamă. Am auzit doar când păstorul s-a ridicat la ambon și a zis, aici sunt inimi care îl caută cu scumpătate de Dumnezeu. Și dacă o singură inimă s-a simțit atinsă de Duhul lui Dumnezeu, vrem să vină în față să ne rugăm pentru ea. Și în seara aceea, dragii mei, m-am ridicat de pe scaun și am zis, Doamne, aici nu mai vreau nimic. Și în seara aceea mi-am predat viața și inima în mâna lui Dumnezeu cel viu. Și am cerut păstorului să mă botez, atunci am spus, da, cum cred? Cred cu adevărat că aici e Dumnezeu. Vreau să împlinesc versetul care m-a urmărit o viață întreagă. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și păstorul nu m-a botezat atunci. Abia după 6 luni de zile, în ziua de 5 iunie 2011, am intrat în apa botezului în biserica pentecostală de Telcoslada. Și atunci, eram cel mai fericit om îmbrăcat în haine albe. Niciodată n-am purtat haine albe, numai haine negre. Dar atunci eram îmbrăcat în cele mai frumoase haine albe. Aleluia! Acasă la mine era doliu, pentru că mama și sora mea și fratele mi-au zis toți că am murit, pentru că m-am pocăit. Dar eu n-am murit atunci, dragii mei, abia atunci am înviat stăruință. A doua zi am început rugăciune de stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt. M-am dus seara la rugăciune și am stat 2 ore pe genunchi. La școală mi-au învățat că nu mai există așa ceva, că s-o termina la 50. Dar eu am văzut cu ochii mei de carne. Că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Amin. Că Dumnezeu dă darul. Că Dumnezeu vindecă, slăvit să fie numele Lui. Amin.
A doua seară mi-am luat liber, că munceam de noaptea să nu mă duc la muncă, să mă duc la stăruință. Iar seara de 7 iunie spre 8 iunie am stat 4 ore pe genunchi. Trecuse de miezul nopții. Și la ultima parte a rugăciunii Dumnezeu mă umplu cu puterea Duhului Sfânt. Și am început să cânt o cântare nouă și să vorbesc o limbă nouă. Era ziua mea de naștere, 8 iunie. Am primit cel mai frumos dar din viața mea. Am primit certificatul cel nou de naștere, diploma cea nouă. Aleluia. Pe care scria salvat, iertat și mântuit, mărit să fie Domnul. Aleluia. Dragii mei, abia după aceea, în următorul an, a venit botezul cu foc, botezul încercărilor. În anul 2012, în primăvară, am fost diagnosticat cu o boală cruntă, care macină o grămadă de oameni de pe planeta asta, diabet. Aveam glicemie 500, trebuia să fac 3 insuline pe zi și n-am făcut niciuna. Știți de ce? Pentru că medicul meu trăiește. Aleluia! Medicul meu e viu. Și în urma rugăciunii și a ungerii, Dumnezeu s-a atins de bine și mi-a luat diabetul din corp. Aleluia. Suntem în 2017 și eu n-am diabet, mănânc dulciuri, mănânc orice. Aleluia. La sfârșitul anul 2012, medicii mi-au dat încă un diagnostic și mai crunt. Tumoră canceroasă, greutate de 14 kg pe duodenul stomacal, inoperabilă, nu se putea opera. În aproape 8 luni de zile am ajuns la 210 kg. Eram un mort din o picioare cu furtune de oxigen în nas, cu un cărucior după mine. Și Satana îmi spunea, o să te arunc în țărâna pământului. Și de acolo nu o să mai ieși niciodată, copii, o să-ți rămână orfan pe drumul. Dar am strigat la Dumnezeul meu. Aleluia. Și Dumnezeul meu trăiește, slăviți. Medicii care m-au văzut nu mi-au mai dat nicio șansă. Între 6 luni și un an de zile mi-au spus că mai am de trăit. În anul 2012. Și astăzi suntem în 2017. Și eu am venit să vă spun că Dumnezeul nostru trăiește. În anul 2015 trebuia să suport o operație care medicii nu mi-au dat nicio șansă. Au zis, s-ar putea să nu te mai trezești de pe masă. Va trebui să semnezi cu propria ta mână. În cazul în care nu te mai trezești, îți donăm organele. Și am zis, e grea decizia asta. Și atunci m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, mi-am pus viața în mâna ta. Numai Tu poți. Și m-am dus cu frații mei și prietenii mei la cercul de rugăciune și ne-am rugat. Și au venit descoperirile din partea Domnului și au zis, du-te în numele meu! Și mâinile mele vor fi peste tine și vei fi miluitor! Aleluia! Și în ziua de 15 ianuarie am semnat protocolul cu medicul care trebuia să mă opereze. Și au zis medicul așa, știi ce ai semnat? Și am zis, da. Și în ziua de 20 ianuarie am intrat în sala de operație și au scos telefonul lui și au zis, poftim. Vorbește cu cine vrei tu. Cu mama sau cu frații, cu prietenii tăi, s-ar putea să nu-i mai auzi niciodată. Și am zis, eu nu vorbesc cu nimeni, o să mă trezesc și să vorbesc cu toți. Aleluia! Și am zis, e bine să fii credincios, dar e bine să fii realist. Și am zis, eu cred în cel în care mi-am pus nădejde. Și știu că s-a făcut întuneric. Și la un moment dat s-a auzit o voce care m-a strigat pe nume în limba mea maternă. Mihai, trezește-te! Aleluia! Și m-am trezit. Eram conectat la niște aparate pe un parc de spital, cu mâinile răstignite și cu o lumină albă deasupra mea. Și-a început să piuie aparatele alea și-au venit toți pe lângă mine, medici, asistente. Și-am întrebat un singur lucru, te doare ceva? Și am zis, nu mă doare nimic. Și atunci am întrebat eu, vorbiți careva românește? Și-au zis, nu, medicul celălalt e american, ăsta spaniol, noi suntem spaniolice. Dar am vrut doar să știu un singur lucru, cine m-a strigat pe nume. Am vrut să știu că niciunul dintre ei nu vorbi limba română și m-a strigat acela în care mi-am pus nădejde. Acela m-a trezit pe mine. După 4 zile de la operație, mergeam pe picioare. Frații mei din biserică așteptau o altă veste. Și când m-au văzut că intru pe ușă în biserică, au înălțat strigăte de bucurie. Aleluia. Dar minunea cea mare a fost cu medicul care m-a operat. Un om necredincios, un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, a venit la mine la pat și m-a întrebat, după câteva ore de la operație, cine ești? Ce ești? Și am zis, cine să fiu? Sunt românul pe care l-ați operat. Și am zis, nu. Spune-mi ce credință ai, tu mi-ai spus că crezi în ceva. Și am zis, eu cred în Dumnezeu, în Iisus Hristos și în Duhul Sfânt, în credincios evanghelic pentecostal. Și au zis, ce mi s-a întâmplat cu tine în 40 de ani de operații? Nu mi s-a întâmplat. Și am zis, ce mi s-a întâmplat? Și au zis, în timp ce te operam. Eu operez ore multe și era un om imens, aproape 2 metri și 160 de kilograme. Transpira și când vorbea. Și mi-au zis, în timpul de 4 ore și 50 de minute cât te-am operat, nu mi-au căzut nicio picătură de transpirație să mi s-a burească ochelarii aia cu camere video cu care te-am operat și cu laser. Că dacă s-au un pic de transpirație, dacă cădea și s-a burea, puteam să stai un vas de sânge și erai mort. Și astăzi, în 4 ore și 50 de minute, nu mi-a căzut nicio picătură de transpirație. Și mâinile mele erau așa de ușoare că mai puteam să operez 10 ore.
Și atunci mi-am adus aminte că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea slăvit să fie numele Lui. Glorie Lui! Acest Dumnezeu este viu și trăiește și împlinește promisiunea. Du-te în numele meu și mâinile mele vor fi peste tine și vei fi viitor. Amin. Frați și surori, acestea le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Nu știu pentru cine a trebuit să vin să spun lucrurile astea. Dar știu un singur lucru. Dacă o singură inimă astăzi, în Monța, își va pune în dezlegere acest Dumnezeu viu și își va schimba viața și va trăi o viață cu acest Dumnezeu viu. Știu că împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu nu se va termina nici aici, nici în viitor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe mine, și Dumnezeu să vă țină în Duhul Lui Cel Sfânt. Amin. Și dacă aici, pe pământ, nu o să ne mai întâlnim, să ne bucurăm, știu că vine Domnul. Aleluia. Și ne așteaptă o zi în care să ne bucurăm acolo. Amin. Măriți și binecuvântați să fie în Duhul Lui. Amin.